Salutare, Cleveland! Aici e Cincinnati! Nu-i rău, hei! Cineva ne poate arunca puțină sare? Începeți concertul! Da! Numele eu când ți-l spun, tu o iei razna oricum. Astea nu sunt vrăjitoarele! Aha, am terminat. Du-te, pleacă acasă! Blestemat, cu iubire am spus. Te-am blestemat, blestem de sus. Te-am blestemat și nici n-o știi. Ce repede, ce repede, ce repede. Se va sfârși. Chitara mea demonică trebuia să le blesteme pe vrăjitoare pentru totdeauna. Veți plăti cu toții. Ha! Te voi dobora așa și simți inima. Te-am blestemat, cu iubire am spus. Te-am blestemat, blestem de sus. Te-am blestemat și nici n-o să știi. Ce repede, ce repede, ce repede. Viața se va sfârși. Fără mine, fără mine, fără mine. Oh, nu! Nu, nu mulțimea! Orice, numai nu mulțimea! Acum, Fred! Acum să vedem cine e cu adevărat fantoma demonică a lui Esther Moonkiller. Zender? Zender? Zender! Președinta fanclubului nostru? Președinta fanclubului nostru! Zender? Dar de ce? Da! Dar de ce? Vedeți, înainte să fie vrăjitoarele, Zender era într-o trupă cu Spin, Luna și Amurg. Dar frica ei de concerte în fața mulțimilor i-a provocat erupții și a fost nevoită să renunțe la trupă. Pe măsură ce vrăjitoarele au ajuns faimoase, Zender a devenit din ce în ce mai invidioasă și a promis să despartă vrăjitoarele și să distrugă trupa pentru totdeauna. Ea le-a dat chitara care nu era chiar blestemată. Avea de fapt un mic emițător de unde sonore care redau frecvențe și activează undele cerebrale. Asta a făcut ca Spin, Luna și membrul echipei să o ia razna. Abia când am găsit frecvența potrivită, am putut inversa efectele. Ăsta e cel mai rock and roll lucru pe care l-am auzit vreodată. Bestial. Și aș fi scăpat basma curată dacă nu ați fi fost voi, băgăcioșilor, și vrăjitoarele. Știi, toate astea au făcut să avem un concert grozav. Am prins un demon, ne-am recuperat fanii și vrăjitoarele au redevenit cea mai tare trupă din istoria lumii!